seara și bine v-am găsit la plăceri interzise. Sună incitant, sună chiar periculos. Dar stau să mă gândesc că omul se naște pe pământ liber și chiar gol. Și atunci de unde interzis la plăceri? Când suntem mici, tot ceea ce este interzis, noi vrem să cercetăm. Și o facem cu cea mai mare plăcere. Este chiar o mare aventură. Când ajungem mai mari, încep angoasele, tabieturile, responsabilitățile, problemele, grijile și bineînțeles că plăcerile trebuie să fie interzise, pentru că ele sunt interzise de către societate. Dar, mă rog, aici, pe platou cel puțin, eu m-am hotărât să dăm liber la plăcerile interzise, să vorbim deschis despre ele și să ajungem la concluzia că ele țin de firea omului. Și pentru că tot vorbim despre firea omului, în această seară am un invitat cu totul și cu totul special. Este unul dintre cei mai înfocați artiști, este un bărbat care nu și-a dat interzis deloc la plăceri în viață. Este un copil teribil al muzicii românești, Adrian Enache. Bună seara, Dana, să voi! Bună seara! Ai, nu-mi spune că încep de acum și pentru că cu plăcerile interzise. Am văzut care este leitmotivul emisiunii. Așa. Cu căpșuna. Nu. Vreau să-ți propun să înceapă sigla direct pe noi, să fie o siglă live. Live? Da? Live. Ce vrei să fac eu cu căpșuna aceasta? Vreau să ai plăcerea de a mușca din ea. O plăcere interzisă, da, până acum. Da. Te rog frumos să muști din această căpșună. Ok, o fac pentru tine. Hai, te rog frumos, și pentru mine. Ok. Nu, că emisiunea abia e la început. Ai, mă, Adriane, dacă ai început, de a consuma... Auzi, fii atent. Asta deci... să fie, nu e cireașa pe acolo, căpșuna pe emisiune. Și cu frișca, mai ne trebuie frișca. Nu, frișca nu vreau, că e sintetică ziua de astăzi, dragă, și ești natural. Iar stai jos, totul stai natural. Jos. Așa că, virgulă, căpșuna este pentru Dana, să voi că la sfârșitul emisiunii. Bună seara, vă spune Adriane Enache, care se ghidează în viață, da, după motoul. Carpe diem. Nu. Trăiește clipa? Nu. Cum așa? Singura modalitate de a scăpa de obsesia plăcerii este să faci doar ceea ce îți place. Ah, ok. Păi, așa să fie? Măi, uite, știi ce mi-ar plăcea mie? Mie mi-ar plăcea să te împart în această seară, odată cu telespectatorii, dar și cu un italiano, Vero. Este un prieten bun de al tău. Este un prieten bun de al tău. Este un italian. Vero. Și ce spunem noi despre italieni? Că, fug cu... cu mâncarea și cu femeia. Așa, să nu faci bine. Greșeala să inviți un italian la masă. Nu, gătește, el ți-a făcut părul ăsta. El ți-a făcut, da, nebunile astea în cap. Vorbim despre Massimiliano Gagnacchi. Yeah! Bună seara. Să nu faci greșeala, deci, să-l inviți la masă. Nu, îți gătește, te aburește și fuge cu femeia. Tu vorbești serios? Da. Nu, fii atent, în această seară o să vedem care este una dintre plăcerile lui ascunse, care ne-a fost nouă interzisă până în această seară, pentru că astăzi, pentru prima oară, el va împărți cu noi această plăcere. Dar care să fie aceea? Dar el știe exact care este plăcerea mea. Care? Care este? Să gătească, să mănânce, să se înfructe din plăcerile Evei. Și de obicei nu trebuie să fie mâncare. Cum? Crocant. Al dente, al dente. Și crocantă. Și ardente, da. Să fie picantă, să fie exact. Da, 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 știe el, știe. Mai ales că e seara, nu putem să gătim ceva. Bineînțeles, și gătește cu afrodisiac. Exact. Zici tu? Da, ce, uite, înseamnă afrodisiac? Ce înseamnă? Ia, care sunt ingredientele afrodisiac? Ce cosa înseamnă afrodisiac per te? Pentru mine sau pentru majoritatea oamenilor? Pentru... Așa, pentru mine înseamnă să respect în continuare zona mea, de unde am, de unde vin eu, nu? Din Italia, din sud. Înseamnă scoici, că știu că ție îți plac, așa, să le desfaci, așa. Și înseamnă... Pentru un gel înseamnă ceva picant pentru tine, genul, de exemplu. Pentru lingua, lingua, picant. Asta este al meu, făcut exact de noi, acasă, știi? Să nu... Nu e cumpărat. Să nu muși din el, că încep să cântă heavy metal. Să facem ceva simpatic, Adrian, ca de obicei. Ca tine. Să mănânci foarte bine. Bineînțeles, voi pregăti și pentru tine și pentru Dan. Și pentru tine. Și pentru mine. Așa, puțin, un pic. Așa. Să mănânc eu într-o seară frumoasă. Și ce vrei să faci în seara asta? În seara asta vom face vongole. Așa. Da. Vom folosi niște paste, că aici, din păcate, încă nu se găsesc. Se numesc trofie. Asta vin din Liguria. Din zona Liguria, Genova, da? După care petrunjel, usturoi,
peperoncino. Ok. Și vom vedea ce poate să iasă din, din aceste ingrediente. Eu zic că va ieși ceva foarte bun. Te va ajuta și pe tine, pentru că datorită vârsta ai nevoie de un ajutor, știi, să te faci. Dar nu, nu să cred că ești, ai ceva pe ochi. Da, nu, da. Care, cu cine vorbești? Cu vârsta? Care vârsta? Că sunt plin de energie și nebun. Mi se spune băiatul fără, fără vârstă. Auzi, da, apropo de vârstă, da, băieți, nebun, acum dacă tot sunteți voi 2 la 1, da? Eu sunt doar așa, obiată, blondă, da, exact, rochie, rochiță roșie. Vreau eu să par drăgușor, dar nu știu dacă o să-mi reușească cu voi doi. Voi sunteți mult mai drăgușor decât mine. Da. Ce înseamnă vârsta, ce înseamnă înaintarea în vârstă sau, hai să zic, bătrânețea pentru bărbați? Ce înseamnă? Ce înseamnă asta? Adică primul vostru gând... Eu cred că pentru Massimo, care gătește, vârsta a treia înseamnă că nu mai poate să deschidă scoica. A, ok. Că, deci adică vorbim... scoica nu are forța. Stai. Deci scoica. Vorbim despre... Ar fi pe primul loc potența sau impotența? Nu, puterea. Păi nu potența, nu vorbesc de potență. Păi ce înseamnă bătrâneța la bărbat? Când îl apucă pe el pandaliile, aoleu, am îmbătrânit. Păi uite-te la el, că e alb. Deja e alb. Deci părul alb, ți-e frică asta de părul alb. Asta e înțelepciune. Tu știi, da? Ce înseamnă dacă e păr alb, nu? Dacă nu aveam hair stylist pe Massimo... Dar tu nu ai păr alb. Ba da. Băi, dar unde e? Nu. Rolul meu din această seară este... Așa, să mă seduci pe mine, te pomenești. Evident. Știam că îți plac bărbații grizonați. Păi, da. Și am avut un rol acum într-o... Am avut un rol într-un videoclip mai nou. Așa. Și nu mi-a permis să fiu grizonat. Dar data viitoare vin grizonat pentru tine. Adică trebuie să te facă Massimo. Numai Massimo știi. Cu șuvițe. Numai Massimo știi. Dar el ți-a făcut nebunia asta? El face. Băi, când eu fac. Dar tot. Mai crezi că e de vârsta ta așa, să fii cu țepii ăștia așa? Auzi, el e mai mic decât mine cu câțiva ani buni, dar eu sunt mai tânăr decât el. Facem pariu? Massimo, așa. Ți-a aruncat mănușa. Nu arunca nimic, eu îl cunosc foarte bine pe Adrian. E numai gura de el, nu? Măi, sunt vicecampion mondial cu Naționala de Fotbal Artiștilor. Am jucat meciuri de 90 de minute pe teren mare. Da, joci fotbal, so what? Noi vorbeam mai despre potență. Da. Păi legenda trăiește. Nu pot să mă laud eu, dar legenda despre mine trăiește. Un mic Rocco Siffredi, nu? Un mic Rocco Siffredi, nu? Nu știu ce e Rocco Siffredi. Nu știi cine e Rocco Siffredi? Rocco Siffredi ce-i? Sau ce? Rocco Siffredi. Nu. E un prieten al meu. Care e înghețat. De copilărie. E foarte cunoscut în lume. Așa. Nu cunoști. Spune despre plăceri. Care sunt plăcerile pentru vârstei tale? Da, corect. Eu cred că sunt foarte apropiate de plăceri care ai tu. Nu avem aceea. Adică, care sunt... Stați puțin. Există o diferență între voi doi. El e burlac, tu ești agățat. Ești împachetat frumos... N-ai înțeles. Cum? Ce n-am înțeles? Dar el poate să aibă orice plăcere, el este liber. Noi toți suntem liberi pe pământ. Aha. Toți. Și tu ești liber și el și eu. Depinde de opțiunile și de posibilitățile cu care reușești să-ți faci viața în așa fel încât să fii într-adevăr liber. Eu sunt un om liber de orice prejudecată. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că am venit cu drag și cu plăcere la emisiunea ta. Așa, și eu trebuie să fiu foarte cu minte cu tine, că altfel nu facem pleci. Ceea ce ție nu trece prin cap. Adică? Libertà! Stai puțin, libertà. De ce ai spus că și eu ar trebui să fiu liberă? Pentru că în ciuda statutului social, adică, orice om... Stai puțin, dacă eu sunt femeie măritată... Da, eu nu sunt căsătorit. Cu un bărbat de 20 de ani pe muchie. Da. Ce înseamnă asta? Să înțeleg că eu nu sunt o femeie liberă? Ha? Mă, știi cum e concepția la români? Mamă e măritat, e vorba ta, că tu te-ai exprimat mai devreme, ești împachetat. Nu e așa, uite, am doi copii, dar fiecare, am grijă de copii, am grijă de mamele lor, dar în sinea mea, eu sunt un copil. Și eu sunt liber să gândesc și să fac ce vreau eu. Dar nu crezi că societatea te-ar condamna? Dar societatea nu e interesată. Că atunci când intru în pământ, nu mă interesează pe nimeni. Dacă am trăit frumos sau nu. Toți intrăm, și eu, și domnul... Uite, asta e o diferență. Și domnul Țiriac. Și toată lumea intră, cei mai mari bogătași ai lumii, și toți intrăm acolo. Ce rămâne în urma ta, nu contează? Ce rămâne în urma, sunt valorile pe care le-am cultivat de-a lungul vieții. Copiii mei și fetița ta rămân ca valori. Am înțeles, care noi dar Massimo cultivat... are o altă opinie. Între mine și el. Așa, el de ce? Pentru că tu ești italian, de aia ai o altă mentalitate. El lasă un Ferrari în urmă și lasă și el ceva. Italienii lasă cai, nu? Zice, eu am un copil, nu? Da. Bineînțeles, și sunt și copii frumoși, eu cunosc, îi cunosc perfect, nu am ce să spun despre copii. Eu am o singură problemă, diferent în fața de tine. Eu oriunde mă duc, de fiecare caracterizez într-o țară,
mă gândesc, zic, dacă aterizez acum și vine cineva și zice, tata, ce să fac? Pentru că eu consider. Păi da, dar la tine, ai dreptate, la tine, eu am recunoscut, am doi, dar tu n-ai recunoscut niciun de s-ar putea să... În fiecare țară unde am fost, am urmărit pe tine. Toată lumea striga tata. Exact, am urmărit exact pe tine și frica mea... Sunt tată ideal. Așa, lasă-mă să termin. Da. Și am urmărit pe tine. Românii, italienii termină când vor românii, aici e... Mă lasă să termin, te tun zero. Hai, ok, mersi, grazie. Am zis, te-am urmărit pe tine, pentru că eu am încredere în ce spui tu. Eu sunt modelul tău. Da, ești modelul meu. Corect. Dar de când te urmăresc pe tine, de fiecare dată mi-e frică să se întâmple lucrul ăsta. Să nu vină cineva și să mă zică tata și nu știu dacă e copilul meu sau e al tău. Asta e problema cel mai tare. Păi da, dar Adrian are dreptate aici. El și-a recunoscut copiii. Eu i-am recunoscut. I-a recunoscut. Pe toți? Deci, Gia lui Doi am. Am înțeles. Restul cred că sunt ai tăi. Auzi, dar apropo de copilării, tu când erai copil, ai avut, eu știu, niște plăceri, niște pasiuni pe care n-ai reușit să ți le continui, n-ai reușit să ți le dezvolți din cauza că părinții nu te lăsau? Sau, e adevărat. Ai pus mai înainte pe care școala? Le trăiesc și acum. Asta îmi place să savorez o căpșună, așa cum am început și emisiunea, chiar că am văzut căpșuni și că e reclama emisiunii cu o căpșună. Îmi place să stau pe malul unei ape. Eu sunt născut la Galați, în Gălățean, și am crescut pe malul Dunării. Îmi place să stau să privesc natura. Am o plăcere nebună să văd în delta Dunării, la o salcie, unde te-aș invita pe tine să trăiești altfel de momente emoționale. Zici, și o spui în public, așa. Da. Să afle tot poporul. Să stăm în delta, pe un tărâm nedescoperit, așa să vezi varietatea de păsări migratoare, de sălbăticie, natură. Okay. Dar crezi că mie mi-ar plăcea să fiu cu un bărbat ca tine? Da. Ești mult prea liber pentru mine. Știi ce se întâmplă? Sincer. Bărbații ca mine fac să transformă orice clipă într-un spectacol. Deci cu mine nu poți să te plictisești. Ia, uite, spune-mi, dacă ar fi să mă seduci, fă-o acum, și spune-mi cum te-ai comportat tu, sau cum te comporți de obicei, într-un moment de tandrețe, cu o femeie pe care, să zic, ai cucerit-o deja. Ce faci în momentele alea? De ce ești tu așa de... Știi? Legenda trăiește, legenda lipicios rămâne. La femei. Da, legenda trăiește, tu ai spus. Eu sunt natural 100%. Ok, eu nu dar mint. Natural mai sunt și alții. Bine, dar eu în momentul când mă apropie de tine și îți spun, Dana, da. Marea mea plăcere este să te ating, deși am făcut-o, da, să observ. Te ating, așa. Să te iubesc în același timp cântându-ți o melodie de dragoste. Totul este live. Adică nu e minciună, nu pune muzică la CD, la totul e din suflet. Să nu încep cu manea. Vai, pune mâna aici. Stai că am mâna rece. Deci, dă-mi o singură noapte, dă-mi viitor. Nu accept melodia asta pentru că ai compus-o și ai cântat-o când erai depresed. Erai deprimat. Nu, pe da, când ai lansat melodia asta... Nu, e scrisă de Andrei Cherești, a luat trofeu știu, mama. Da, știu, dar nu, cred că e pentru alta. Într-o zi o să ne ținem de mână și într-o zi o să te pot săruta. Tu ești ce mi-am dorit și astăzi îți promit că vei fi a mea. Dacă vrea și mama... Tu l-ai crede? Nu, tu crede? Îmi dau seama că chiar aproape s-a apropiat de nivelul meu. Ce îmi dau seama că da, tu cum te comporți cu o femeie? Mai ales dacă stai în România aici, sunt atâtea femei frumoase. Româncele, cum ți se par? Sunt ușoare, ușor de cucerit? Eu consider că nimica este ușor în viața. Și atunci nu e ușor de cucerit nici o femeie. Ok. Dar ideea este, româncele sunt foarte frumoase, așa. Primul rând. Și asta e un lucru care mie îmi place, pentru că te excită. Da, îmi dă o anumită senzație, așa, știi, ați de ajuns, pasiune. Ați ajuns să fiți la fel de mulți ca moldovenii în București. Cine, noi italienii? Și noi moldovenii. Da. Așa, hai să vedem. Și te ești tu, uite, Adrian, gata, ne-a făcut așa un fel de preludiu al unei salcia, aventuri. Nu uita salcia, ești invitată. Da, dar o salcie pe care salcie. Eu voi alege. Și ai făcut și o promisiune. O sălbăticie și urmărim specii. Mai bine rare. Hotel Kempinski pe Bosfor la Istanbul, nu, 7 stele. Așa te-a dus și Răzvan. Nu, ok, te duc bine, unde am înțeles. Te-a dus Răzvan. Deci îl cunoaște pe soțul meu foarte bine și uitați cum îndrăznește să-mi facă curte. Da, super tare. Asta înseamnă liber de prejudecăți? Frate, Răzvan e fratele meu, nu păi știu da, ce. Și asta înseamnă să fii liber de prejudecăți? Liber de prejudecăți. Și dacă te vezi cu Răzvan data viitoare și strage un pumn în față, ce zici? Nu face Răzvan, e inteligent. Să te tu cu el.
Că dacă dă mine, dădeam și în tine până acum, frate, țigara. Ok, ia zi, Massimo. Așa, e un băiat finuț, răzat. Mie îmi place, primul rând, să ies cu ea. Așa. Să mă duc undeva, nu știu, să beau ceva în liniște. Bineînțeles, să fie și o masă frumoasă. Vreau o mâncare așa mai... Dar nu gătești tu? Mai bine. Să impresionezi, gătești tu. Dar prima dată nu poți să-l faci, pentru că... O să zică, se poate că una zice, ce? Asta direct vreau să mă duc acasă, începe să gândească. Corect, tu, și eu aș gândi la fel. Dar știi ce aș face în locul tău? Ce? Ca să nu intervină în această interpretare când vrea să mă duc acasă. Aș închiria bucătăria unui restaurant, o invit la restaurant, i-aș zice că e în siguranță. Mă duc ce la un restaurant cu ștaif. Aș intra în bucătărie, aș vorbi cu bucătarul și închiria scurile în seara aia, să fii tu bucătarul, da, să te îmbraci în așa și ia, la un semn să vină ea și spune, Massimo, am închiriat restaurantul pentru tine și îți voi găti chiar eu. Aici e zi, Dana, e mișto. Ce povești are în cap. Zi-mă, Dana, te-ar impresiona una? Nu, nu, și-ți spun și de ce. Și-ți spun și de ce. Să intru eu într-o bucătărie de-aia industrială, să văd eu toate nebunile alea, să-mi intru miros în haine. Nu, Massimo, îți va găti la geam. La geam, acum suntem deja la hublou, așa. Nu, tu stai în restaurant și el e la geam. Nu, și-ți gătește bucătăria și face. E ok ideea ta. I feel good, ta-na-na-na-na, you know that. Deci, ok, e ok ideea ta, dar... Eu aș mai băga o picanterie, Massimo, da. Aș mai băga o picanterie. Bagă secvența din Poștașul sună de două ori. Cum era aia? Știi? Da. Pe masa Poștașul de bucătărie? Nu sună pe masa de... decât când vrea ea. Exact. Pe masa de bucătărie, Jessica Lange, Jack Nicholson. Da, toate corect. Cuțitele alea la o parte. Acolo am vrut să ajung. Așa m-am gândit. Adriane, eu nu știu cum deci italianul ce-l face? Ai ajuns deja la masă să dai jos cuțitul, să faci asta. Noi am ajuns deja la sex, am trecut peste mâncare. Nici nu am mâncat, nici nu am ieșit, deja am ajuns pe masă. Bine, propune-ne ceva. Ia. Eu acum vă las, mă duc așa. Să văd ce face apa ne mea, lasă. Să fierbe. Dacă fierbe, să vă gătesc ceva. Ar fi cazul să ne lași, acum ți-ai dat seama, cam târziu. Dar te las un pic singur. Lasă-mă mai mult. Poartă-te frumos. Cum te-am învățat eu. E ca și sacoul de pe mine, să mă port frumos. Da, auzi, dacă tot vorbim despre dragoste, cum a fost prima ta dragoste? Cum ai cucerit-o pe fata care era poate virgină? Sau poate erai și tu virgin? Îți mai aduce aminte? Măi, de timpurile alea? Mi-au spus părinții că... Cum ai că ți-au spus părinții? O urmăream, eram la grădiniță. Tu îți mai aduce aminte? Ba da, știu, dar... Lasă grădinița, Doamne, eu vorbesc de prima notă de amore. A, tu vrei cu tot cu amore. Păi cum? Am zis prima dragoste, atunci când ți-ai pierdut virginitatea, sau ea, sau tu, sau cum vrei tu. Nu e nimic interesant de povestit? Nu-ți mai aduce aminte atâtea femei ai avut la viața ta? Da. N-ai fost performant? Nu știi cum să o împachetezi acum, cu floricele? Poate să povestească altcineva că de performant a fost, dar nu e asta. Că nu trebuie să mă laud eu. Dar nu te lauzi, ce a fost prima oară, nici să mai pune. Da, știi cum e când e o chestie... intimă, prima dată, nu o spui la televizor. Iată un bărbat care respectă termină. Una din puținele reguli care sunt respectate de către gentleman. Nu. Ce vârstă aveai? Poftim. Îți mai aduce aminte? 16 ani. Da. Și ea? 13, 14, nu știu. Deci nu era mai mare. Nu. Deci n-ai fost din aia care a vrut prima oară. Nu, după aia, când am intrat serios. Femeie mai vârstă, experimentată. Nu, când am intrat serios în viață, am avut... Ce, o profesoară ceva, care m-a învățat extraordinar. Adică te-ai dus la... Nu. Bordel? Nu, pe ce știam? Păi nu știu, na, te întreb. Totul e din cauza conjuncturii. Eu eram un elev foarte bun la învățătură, la olimpiade, am așa. Cunoscut profesoarele care au spus, mă, tu trebuie, ai o minte destul de ageră. Și potențial, ești frumușel, nu vrei tu să te faci, fiecare vrea să mă facă, una biolog, una matematician. Bravo! Și m-am lăsat așa sedus, de promițând că de chimie. Învăț la chimie, la fizică, la biologie și la română. Și, dintre toate astea, și chimie, biologie, mi-au român? Plăcut numerele. Nu? Numerele. Deci profa de mate? Mi-au plăcut cifrele. Fizică? Astronomie. Deci nu poți să scot nimic profa de la de tine? Astronomie. Ei, nu dacă există așa ceva. Profa de astronomie. De unde până unde astronomie? Păi eu făceam astronomie pentru că eu mă pregăteam pentru... Dar tu citești, tu oricum trăiești în stele. Păi da, eu citeam. Ești tu oricum ești cu capul în nori și cu mintea la stele. După care a intervenit profa de psihologie și mi-a spus, trebuie să lucrezi puțin la psihicul tău. Și uite așa am sărit. Ai de la astrologie la psihologie. Nu, numai primele două au fost profesor. Super tare! Ai mai stat cuiva vreodată? Cu profele? Nu, pentru că niciodată nu am fost provocat.
de o asemenea manieră, de o asemenea femeie și în adică, deci te-a pus altceva, rămâne valabilă. Am înțeles, deci prima ta dragoste a fost când aveai 16 ani, după care te-ai perfecționat profele. Da, la 16 ani alergam după o atletă. Eu eram fotbalist și ea era atletă. Așa. Și ea alerga foarte bine și o alergam după ea, ca vârf de atac, ce am și rămas la Naționala de Fotbal a Artiștilor, cu care ți-am spus că am obținut cumva titlul de vicecampion mondial. Am bătut Italia de nu s-a văzut, dar Massimo a plecat. Bravo ție! Da, o singură noapte, melodia asta. A scris-o, semnifică... a scris-o Andrei Cherește, n-am scris-o eu. Știu. Textul este pentru tine, da? Semnat Zoe Alecu. Da, să dar nu se supere creatorul. Totuși, semnifică firea ta sau viața ta între două femei? Nu, hai să spun ceva. Singura noapte. Multe din melodiile mele reprezintă o porție de viață. Păi tocmai de-aia te întreb. Asta, culmea. Asta. Așa. Tamana asta. E valabilă. În general e valabilă, da. Dar culmea a scris-o Andrei Chereștei fără să mă întrebe pe mine. Da, dar te-a ales pe tine. Și a zis ăsta e. Pentru că seamănă viața mea. Păi tocmai. Și eu te subiectul... întreb. Se aplică clar în dar viața nu a fost ta. Scrisă cu ocazie specială, cum a fost scrisă, de exemplu, piesa Într-o zi pe care ți-am și dedicat. Da, îți mulțumesc mult de tot. A fost scrisă ieri. Cum e, și cum astăzi e, ți-am dedicat o cum e să pendulezi între două femei? Între două nu știu cum e, dar știu că între multe femei e foarte greu să pendulezi. Da, tu ai eu observat că... Eu pendulez și între mama, și okay. între fată, și între da, admiratoare, și între... Și care dintre ele, uite, mama, fata și... fosta soție și actuala iubită, nici nu știu cum să le numesc, sincer, ca să nu jignesc pe nimeni, știi? Pe nimeni, așa, eu sunt un bărbat. Dintre cele patru, sunt un bărbat, care liber este cea de mai geloasă și cea mai așa cu ochii pe tine, ca soacra, pe care ai avut-o și pe aceea, dar mă rog, ia zi. Mă, eu nu le-am păstea cu rudele, cu nu, soacră, cu ai, mine, tu, nu, mie tu ești înconjurat de femei. Da, dar tu ești înconjurat de femei. Femeie, am grijă de ea. Adriane, uite așa faci. Uite așa faci. Hai să-ți explic. Deci femeia soacre, este geloasă. Nu am nevastă. Okay. Deci nu am nevastă, n-ai nu nimic. Am soacre. Nu. Eu am iubite. Dar ce ai zice dacă și ele ar spune același lucru despre dar, tine? Eu nu l-am pe Adrian, pe mine dar nu mă interesează. N-am dat nume. N-ai înțeles. Eu nu dau nume. Eu am grijă până la epuizare de femeia care mi-a născut un copil. Da? Și am grijă de el. Dar nu le amestec, admiratorile, nu le amestec. Fiecare are porția Adriana, ei. N-ai cum să nu le amesteci, pentru că dacă tu spui unei femei că o iubești și pe urmă te duci la alta și îi spui că o iubești, femeile acelea se simt, fiecare în parte se simt unice, da? Și ele vor ca tu, da, da, cu totul, să fie al lor. Ai învățat la psihologie cu totul. Dragostea. Așa, îmbracă mai multe forme. Cum e dragostea? Este monogamă sau numai căsnicia este? Da, nu, și tu, sau tu, relația între doi? Tu iubești, îți iubești iubitul, da? Bărbatul, așa. Iubitul, tatăl, fratele. Tot dragoste, îmbracă mai multe forme. Și atunci tot dragoste. Eu nu spun te iubesc toată ziua. Și atunci înseamnă că tu nu crezi în monogamie, da? Da. Crezi în asta? Dar am demonstrat eu vreodată. Că nu. Păi, dar și atunci ce ți se pare că ar fi căsnicia în ziua de azi? Cu pierdere de timp. Vorbești serios? Efectiv, da. Și atunci de ce pentru toată lumea asta se însoară, se mărită? Păi da, uite, se însoară și imediat divorțează. Dacă stăm să luăm anul ăsta câte divorțuri și despărțiri s-au întâmplat, pentru ce? Ok, nu, și atunci... Eu consider că este... o relație, uite da. Așa au durat relațiile mele. Cum este cea dintre tine cu și Iuliana? Iuliana. Da? Și cu mama Diane, cu Corina? Tot așa. Deci n-am avut chestia asta cu hârtia, cu... constrângerea. Tu îți dai seama dacă eu făceam acte cu Iuliana, că nu rezistam nici o săptămână. De ce? De ce dacă pentru intervine hârtia în asta între voi, nu mai e bine? Acea hârtie îi dă puteri supranaturale care nu sunt explicabile. Deci ce putere am eu asupra ta de mâine ca am actul ăla? Nici o putere. La fel cum am păi fost. Păi te numești una. Soț sau te numești soție? Păi și ce? Trebuie să mă păi suni, să spui unde vine... ești? De ce? Păi până ieri nu mai sunat. Păi mâine ieri nu mai sunat. Unde ești? Că n-ai venit, că e 10 și sau... N-ai venit. De ce până ieri, de ce nu mai sunat? Că n-aveai hârtia? Nu. Asta e o prostie. Pentru punctul meu de vedere, eu știu persoane și cupluri care au rezistat toată viața și au fost frumoși, au fost și copii și au avut grijă de ei și au rezistat fără acea hârtie. Cunosc cupluri care au fost prieteni și iubiți 20 de ani. Așa. Și într-o clipă de rătăcire, soacra sau
părinții, fetele au zis, nu vrei să facem una, că și voi că ne-am săturat de că stați așa. Bine, mamă, cum zici, matale. Într-o lună au divorțat și nu s-au mai văzut. 20 de ani de iubire. De ce trebuie că subconștientul că fiecare are puterile asupra celuilalt? Și nu e așa. Auzi, dar dacă te-ai duce în Italia, n-ai putea să reziști nici măcar o zi așa. Ce pentru că acolo oamenii sunt foarte conservatori, așa e Massimo. În Italia, el vorbește despre căsnicie că este ceva obsolit, că este ceva care gata, s-a terminat. Adică trecem într-o altă generație. Ideea că este, depinde foarte mult și din zone unde te duci. Exact, dacă vin la mine în Sud Italia, se poate că, cum spui tu, Dana, suntem mai conservatori. Bine, la ei familia este de altă natură. Da. Faci parte din familia mafioză. Ăla nu e relaxant, l-ai văzut, ai fost la mine acasă. Tu de ce nu te-ai însurat? De ce nu te-ai însurat? Eu deja păi nu am găsit încă pereche. Nu ai găsit? Nu am găsit încă. Eu sunt încă în cercetare, știi? Da, n-ai găsit. Și dacă găsești tensori imediat. Ce? Normal, în două zile. Da, da. Nici atâta. Trebuie să mă suni să fiu liber, să pot să două zile chiar timpul să vii tu, nu? Bine, așa, eu te întreb ceva. Când ai fost la mine acasă? Da, era gol. Cum a fost? Nici o femeie, frate. Nici o femeie. Nici o femeie. Doar bărbați. A avut grijă, nu, nici bărbați. A avut grijă să le ascundă de mine, știi? Ei, hai, dar, acum, fiate, misterioase. Ai mâncat bine, te-ai simțit bine la masă, corect? A femeia aia, gospodina, gospodina, care stă în bucătărie. Am fost la parinții lui, da, cum zice. Da, și cum era femeia, italianca? N-ai pus ochii pe niciuna, adică nu ți-a făcut cu ochiul niciuna, ba da, sau? Dar când am pus și ochii, am pus și ochii pe una bună de tot. Așa? Și Massimo mi-a făcut. Înălțime. Stai, așa, zi. Înălțime mare era fata. Era frumoasă? Era superba. Michele este prietena lui. Blondă, brună, roșcată. O brunetă frumoasă, înaltă, sântă. Nu are bani, voluptoasă așa și eu zic, Massimo, ia e. Și el zice, si, stai un pic, e bărbat. Nu! Dacă da, zic, da, da, da. Erai da. Să te îndrăgostești de un bărbat. Eram, că m-a trezit el, zice, nu cunoști, e cunoștință veche. I-a salvat viața. Ne-a da, salvat știu, viața și reputația. Întrebare, întrebare. Tu ăla, lipsit de prejudecăți. Ai zis că ești lipsit de prejudecăți, da? Da, v-am spus. Bun. Că sunt liber de prejudecăți. Ești liber. Nu că prejudecăți okay. Am, dar bine, liber, liber. Sunt liber. Ce s-ar fi întâmplat dacă Massimo nu-ți zicea nimic și te lăsa, te lăsa să te duci și începeai să pipăi pe doamna și îți dădeai seama că e altceva. Îți dădeam seama că îți dădeam de schimbătorul de viteze și îți vrea să-ți bagă marșalier. Deci, dădeai la Crăciun, deschideai pachetul și găseai cadou. Stai puțin, deci cu alte cuvinte ai și tu niște limite, deci n-ai trece dincolo de anumite granițe. Tu ca artist și artiști sunt în general sunt renumiți. Convins. Ești ok, perfect. Artiștii, în general, vorbim despre plăceri interzise. Da, uneori care trec de granița inclusiv al penalului, a legalității. Da, da, da. Vorbim despre artiști care fumează, se droghează, beau până cad pe spate. Nu ies pe scenă dacă nu, da, cad, dacă nu beau ceva. Trec din femeie în femeie, da? Unii sunt și pe partea cealaltă și așa mai departe. Zici și mie, ce a lăsat Dumnezeu pe pământul ăsta? Cât putem să suportăm unii de la alții sau trebuie să judecăm noi pe alții cum își trăiesc viața? Măi, de judecat nu prea putem, pentru că înțeleg din studiile care s-au făcut de către cercetători că cu asta te naști. Dacă ești homosexual, așa. Dar nu vorbeam numai despre asta, vorbeam despre artiștii care fac absolut orice în viața asta, pentru că ei consideră că acum cu ce te naști? Cu chestia asta te naști, n-ai și nu ai dreptul să judeci. Și cine ești tu să judeci? Nu, fiecare din noi nu are dreptul să judece pe celălalt. Că nu pot fi de acord, e ok. Dar nu să-l judec, pentru că așa s-a născut. Eu n-am cum să-l ajut. Eu încerc să explic, nu știu, dar el tot așa. Dar tu te ferești de astfel de oameni? Nu, eu am prieteni, îți dau o listă. Da? Nu pot să o fac publică. Că e nu, păcat. Știu că nu pot să faci dar publică, dar comport cum, normal, cum îi percepi? Eu îi percep ca niște oameni normali, ca niște prieteni deosebiți, iar ei mă cunosc atât de bine, încât nu încearcă niciodată să-mi schimbe opțiunea. Și atunci ei se comportă deci ca și când dat ar fi nimeni la tine niciodată. Nu, din cei care eu îi cunosc că știu că sunt cum sunt, nu, pentru că știe, bă, ăsta l-am scăpat definitiv, că ăsta e mare admirator al femeii toată viața. Dar ai văzut că sunt alte țări care, în care căsnicia se aplică între aceleași sexe? Da, la nu noi înțeleg. Încă nu se întâmplă acest lucru. Eu nu înțeleg, dar... Nu înțelegi? Deci nu ai ajuns să fii atât de deschis la minte încât bă, să spui, da, deschis, domnule... Nu. Gândește-te că în antichitate, vorba aia, grecii, antici, romanii, când mergeau este, la războaie, băieții, bărbații, între ei... Ei își reveneau când veneau era acasă. Era un cult al corpului. Da, dar al și reveneau trupului. Când veneau acasă. Aveau soții, aveau femei, aveau... Și reveneau. Ei făceau asta numai când eu erau plecați. Vorbeam despre dragostea fără granițe. Că nu contează cine ești, cum ești. Măi, crede-mă, la mine contează. Nu contează ce ești sau nu, contează să fii femeie. Crede-mă, nu pot să fac dragoste cu un bărbat. Cum ai crescut tu așa sau cum...
ai reușit tu să ai firea asta, să iubești toate femeile, să fii liber, să... Bă, pentru că foarte mulți dintre bărbații de generația de ta până seara sunt încorsetați în niște, știi, au în primul rând, eu aduc niște angoase. Permanent, femei, pentru că m-a născut. E foarte simplu. Dacă nu era femeia, eu nu eram. Simplu. Așa. Dacă nu era femeia, eu nu puteam să cânt, să creez. Pentru că ea e muza mea permanentă. Femeia, dacă nu ar fi existat, eu aș fi inventat. Și atunci foarte e normal că în fiecare zi, când deschid ochii, e o mare bucurie să aduc un omagiu femeii. Sună foarte bine, dar încă o dată spun, femeia este geloasă, este posesivă, este, într-un cuvânt, a dracului. Și eu nu știu cum tu, ca bărbat, reușești să le joci pe toate pe degete așa. Dar nu le joc eu. Dar mie așa mi se pare. Eu mă lepăd de satana. Când una nu e ce trebuie... Ai terminat cu ea. Nu că am terminat, mă retrag, adică nu evit, deci, nu insist. Nici nu-i crezi mari iluzii. Nu place să-mi bat joc. Tu aduci un omagiu femeii, dar în același timp o tratezi și ușor superficial. Discret. Aduc un omagiu femeii discret. Ăsta e cuvântul. Și dacă văd că ea accelerează pe o anumită latură care mie nu-mi convine, tot discret închide că te sun eu. Am înțeles. Și cu Iuliana e același lucru? Cum e relația între voi? Care durează de atâta timp și vorba aia, a fost într-un triunghi al dragostei, trei... S-a modelat. După... Și crezi că asta înseamnă dragoste adevărată atunci când femeia îl acceptă pe bărbat necondiționat? Păi hai să-ți explic, și eu m-am modelat după ea. Da? Ce ai lepădat tu din tine ca să-i faci ei pe plac? Zi. Poți să întrebi pe ea asta. Păi nu, zi tu, că e o chestie personală a ta. Tu poți să spui, băi, Iulianei nu-i place că-mi las șosetele nu știu cum și... Pentru că nu mi le las. Da, dar ceva ai făcut ca să te schimbi, tocmai asta ai spus. Foarte ordonat, foarte probabil că deranjează pe unele, dar eu așa sunt, n-are ce. Ea și-a dat seama că eu trebuie să fiu un artist care are succes la femei. În general, la artiștii de... Masculin, da. Femeile așa, atrag, da, ele sunt publicul. Recunosc că am o mare parte și din partea masculină care mă apreciază. Pentru că, virgulă, contractele grele le fac cu partea masculină. Așa. Telefon și sunt cu tare, cu tare, aș vrea să... Corect. Mă rog. Și atunci ea s-a împăcat cu ideea asta. Dar și eu mă împac cu ideea că ea poate fi, și este o vedetă, este un nume, este un brand. Ea poate fi asaltată de admiratori și eu înțeleg treaba. Și atunci ne-am înțeles reciproc și nu ne-am creat șicane sau probleme. Este o înțelegere tacită între voi sau ați stat la masă frățește și a zis, băi, Iuliana, uite care este. Nu, n-am negociat. Eu vreau așa, în viață, să fiu așa. Nu. Massimo, tocmai ce-mi spune... A venit de la sine. Tocmai ce-mi spune Adrian despre relația lui foarte deschisă cu Iuliana, eu știu că tu ești prieten cu ambii și vreau să-mi povestești și mie când îi inviți la tine acasă sau vă vedeți voi așa împreună, cum este această relație din partea unui outsider, da? Deci tu, care vii din afară, cum o vezi? Eu sincer spun că o relație foarte frumoasă, pot să-l spun în sinceritate, foarte deschisă. Tot timpul se glumește între ei și ai zis glumele. Niciodată nu le vezi foarte supărați. Asta este ce am văzut eu. Deci Iuliana nu este supărăcioasă, nu se enervează la, eu știu, ieșirile lui Adrian? Este cea mai calmă mamă de pe pământ. Deci eu mă enervez foarte repede la mofturile lui David. Iar ea e calmă și rapidă. Eu n-am văzut atâta, n-am văzut nici la părinții mei, n-am văzut nicăieri. Este cea mai răbdătoare mamă de pe pământ și de aici vine și respectul meu pentru ea. Deci tu ești ăla cu temperamentul vulcanic și ea este cea care te temperează. Are și ea, doamne. Ești în zodia Gemeni. Da. Ești dual. Ai dualitate așa în tine. Așa spune la zodie. Așa spune la zodie. Tu te simți că ești, că ai această dualitate în tine? Cât la sută din tine este Adrian și cât este Adrian Enache? În raport cu prietenii, de exemplu, sau știi, în general, Adrian cu lumea. Adrian Enache este, că așa mă cheamă pe buletin. Ei, dar Adrian Enache, brandul. Brandul, eu sunt și cu tine acum și când terminăm emisiunea sunt la fel. Tu mă cunoști, nu poți să zic că acum am o față și pe aia. Nu, sunt la fel de natural și în emisiuni și în viața de zi cu zi. Deci nu am o pondere
Ia uite ce, ce, da, ce face. Da, cred că a venit momentul să guști puțin din... Da, știi ce? Da, era astea dragoste. Da, tocmai. Nu-mi place așa. Pune cu pasta, nu-mi place așa. Păi ia-o puțin să vezi. Ia, uite. Uite acolo, uite italianul cum știe. Italianul... Să ia o scoică în gură. Da, da, da. Are... Hai să te vezi și pe tine. Eu am luat căpșuna. Da, și eu tot cu căpșună vreau. Eu am luat căpșuna. Dar n-ai pentru luat-o, tine. Că nu ți-am dat-o. Eu am luat căpșuna. Am avut o tentativă să iau căpșuna pentru tine. Ia tu scoica. Păi și eu o să am o tentativă să iau pentru tine, dar nu pot decât cu paste. Măi, Massimo, ceva... uite, vezi ce încăpățânat e? Massimo, dar nu-mi da cochilia, scoate doar vongole. Ba, da, nu, vrei să și să mănânc eu pentru tine? Așa se mănâncă. Învață ceva de la italieni de când din când. Dar tu uite, face cu mânuța așa, ia vezi cum fac. Uite, auzi, faci Massimo, dar tu ai învățat ceva de la Adrian? Da, bă, dar da. De la noi ai învățat iar ceva? Da, exact. Să mănânci mici. Să mănânci mici și pastrama. Nu. Da. Stați așa, am o întrebare. Voi doi, prieteni buni, super apropiați, da? Măi, v-ați dus la fete împreună? Hai că așa fac băieții. După fața lui Adrian. Oficial merge, bine. Merge bine. Am fost la o fata și avea o pisică. Și pisica se dădea la mine și atunci am zis: Massimo, ia și gătește-o. Ia tu pisica că iau eu fata. Și ce a făcut? A luat pisica și a băgat-o în cuptor. Ai, mai. Și are casă în piperă, adică e șmecheră fata. Am înțeles. S-o iau de bună, ce zice sau glumește? Cu faza de mine, cuptor e adevărat. Nu, cu faza cu pisica în cuptor e adevărat. Nu. Da, dar nu era. Păi ți-am dat și, adresa. Dar nu am dat drum la cuptor. Nu, doar v-ați făcut. Am vrut să speriam. Asta ca să ții pe stăpâna. Exact. Asta să-i placă, senzațiile, da. Nu, pe bune, că eu știu că prietenii uneori împart genul ăsta de momente. Doar la meciuri împreună. Da, la meci. Sigur că da. O bere, un vin. Bine, dar poți să spun cum arată Massimo. Dar l-ai văzut la mare, nu? L-am văzut la duș. Adică da. Mai joacă fotbal cu noi, cu artiști și... În plus, ne-am plimbat de mai multe ori, am fost la de Paște împreună, am fost în Firenze, în Roma împreună. Ok, gata, da, am acolo înțeles. Era să-mi fac cunoștința cu, cu bărbatul. Visul meu, fata mea italiană care era bărbat. Auzi, dar pe bune, voi bărbați fiind, vă place să agățați, să cuceriți, să vă lăsați agățat, poate. Nu, la mine așa e cu lăsat agățat. La tine e cu lăsat agățat. Dacă încerc eu să o agăț, nu crede. La tine sunt concertele, da? Zim, vin ce fetele între, după și emisiune concert? De televiziune care fac live pe plajă, cum a fost vara asta la vara pe val, veneau pe plajă și cum veneau... Și cum? Îți aruncă cu chiloții în nas? Ce fac? Cu bilețelele, cu numele de telefon? Nu, mergeam direct în mare. Ai, măi, Adrian, nu pot să cred așa ceva. Păi da, pentru că la unele se face... N-ai înțeles, dar nu da cu oricine, dar n-ai înțeles. Nu, n-am înțeles. De ce muncea la mare? Se făcea rău și le dădeam cu apă, le spălam cu frunte. Asta era tot. Deci nu poți să te prind tu cu nimic. Tu inventezi, tu nu faci. Nu poți să te prind cu nimic. De ce, m-ai văzut? Dă-mi și mie un top 5 al plăcerilor interzise. Nu neapărat ale tale. Și tu, Massimo. Da. Contribuie și tu. Top 5. Al lui Adrian din Soare, punct de vedere al bărbaților. Nu, mă, în general. Da, dă-l în fapt aici, e al meu, e partenerul meu acum de plăcere. Dacă vrei să mănânc ceva de la tine. Mâncare, sport, primul rând sport, fotbal. Stai măi, asta nu e plăcere interzisă. Da, interzisă. Nu, nu vrea interzisă, mă, nu de astea care le poți face. Plăcerea asta mai ascunsă. Să faci dragoste în avion. Iar. Să faci dragoste în avion. Deci tu, una tu. Zi. Eu să fac dragoste pe în garaj, pot să spun? În garaj, îmi place în garaj. Și cu mirozul aia de la mașină, pentru că eu pe sunt pasionat de mașini încălzit pornit. Mergând. Exact. Pornit. Ok, pot să zic și eu? Da. Pe mașina de spălat. Dar ce îți place acolo? Păi da, zoom. Și vibratorul face tot așa. De ce trebuie să te lasă? Ce știi tu că ești femeie? Eu știu mai bine ce îmi place. Nu-i mai bun vibratorul decât mașina de spălat? Nu. Dar nu-i mai bine să punem mașina de spălat în garaj lângă mașină? Și toate să le luăm în avion? Și să mergem într-o călătorie? Cu o stewardesă sau nu contează? Nu. Bă, ce au făcut stewardesă? Nu, pentru că stewardesele sunt monitorizate. Sunt monitorizate. Asta ar zis cu pilotul, mă scuzi. Băi, și nu mai ai tu loc. Nu, dar se, au tot timpul e nevoie de ele. Să aprinde beculețul și mi-o ia. Când e mai lumea, mai dacă mi-o ia. L-a aprins beculețul, du-i cafea, domnule. Și dacă găsești un pilot, pilotul că e și ca fata aia din Firenze. Care e fata din Firenze? Iar fata aia din Firenze, altă fata? Fata din Firenze, era bărbat. Aceeași fata. Și zic, dacă pilotul arată ca fata aia, ce face? Se duce la pilotul sau nu?
Stai că pasta o coace puțin. Trebuie să o gândească. Dacă fata aia, dacă pilotul arată ca fata aia din Firenze, aia frumușică, brunățică, înaltă. Și o cheamă pilotul pe fata. Nu, nu. Pilotul e fata aia. Ce faci? Păi, până îmi dau seama, o să stau în... Unde? Top 5. Gata. Deci top 5. Top 5. Deci tu ești cu avionul, tu ești cu mașina. Eu cu mașina, da. Bun. 2. Stai aici. Plăceri interzise. Plăceri interzise... Poate fie mâncare, băutură, nebunii, orice. Aș vrea să joc tenis cu Andrei Agassi. Plăcere interzisă? Dar nu cred, păi, că, nu e cred că, interzis. Să te... nu cred că e interzisă. Da, dar nu interzisă, dar n-ai cum. Păi tu ești Adrian Enache, îl suni pe Andrei Agassi și spui, nu, vin până la tine și... Măcar cu Ilie Năstase poți să joci, nu? Cu Ilie poți să. E și jucat. La mine tot se legă de femei sau de munca mea. Așa. Genul, să fac la păr. Ce să-i faci să-i la fac păr? La păr la o femeie, ce? În timpul, la în păr, timpul ce nu spune care păr. Să-i fac la păr, să-l coafez. Care păr, mă, mă? Hai să mă înțelegeți, că nu vorbesc bine română. Când ea gătește, în timpul tu ce ea gătește, să-l fac părul. Eu știu ce vrea să zic, în traducere liberă, da. Ea gătește. Cum e îmbrăcată? Puțin dezbrăcată, puțin îmbrăcată. Deci cum e? E așa, chiloței, mai în chiloței, cu sutien, da, gater, și măcar cu, ceva, cum se zice, aia... Și ea gătește, măi, da. Adriane, ce ea nu înțelegea? Oleu, și eu le fac la biola coafezi în timpul aia. Hai de capul. Deci el o coafează, măi, trage de păr, ai înțeles? Tot coafează tot că vin eu și să termin ce ai început. Așa, și în timpul? Și, și în timpul ăsta, nu, e o plăcere pentru mine, pentru că simt mirosul de mâncare, eu uite, gătesc, îmi place și mă stimulează. Deci pe mine e excită mâncare. Exact. Și asta e interzisă? Exact. De ce? Poți să o faci mâine. E, cu cine? Oricine? Deci ai, în timpul ce tu gătești, ai să vin eu să te coafezi. Hai să fii serios. Trebuie să fie și o persoană care înțelege anumite chestii. Și nu poți să-l faci cu oricine. Noi iară în bucătărie și eu iară revin cu masa. Nu masa poți să-l faci cu oricine. Tu cu oricine ai microfon în mână și când... Dar nu e o plăcere interzisă. Fii atent la ce te întreabă Dana. Nu e interzisă, dar poți să faci, mă, sâmbătă, mă, sâmbătă, vine. Tu poți să faci orice. Lucrul ăsta? Ce forță ai tu? Dar eu știu, Adrian, altă plăcere interzisă. Plăcere, ca să nu așa, fie la îndemână. Așa, altă plăcere interzisă, zi. Ceva, ceva ce nu poți realiza chiar așa mâine, poimă. Să cumpăr un Ferrari și să merg cu tine undeva unde putem să cheltuim cam... Nu știu, 2 milioane de euro. Asta nu pot să-l fac sigur. Așa că, că și tu m-ai zis, du-te, cum ai zis înainte, mai devreme, să închiriezi o bucătărie, ieși cu o femeie, dar ai uitat că eu nu sunt Berlusconi, să închiriezi o bucătărie de restaurant, trebuie bani. Plăcere interzisă poți să fie. Suna-mă pe mine. Scuze. Ce să închiriezi o restaurant, o bucătărie? Acum că știu, data viitoare, așa facem. Ziceți, plăceri interzise. Aș vrea să am un concert într-un submarin. Ce? Să am un concert sub ocean și aș submarin să fie cu, cu geamuri, să se vadă tot fundul oceanului. Asta poți să te duci la nu știu ce restaurant din... Nu, mă, pe fundul oceanului și să cânt, să am concert. Și să te asculte cine? Peștii? Păi nu, mă, bogație, să vină ea din Qatar. Din... Păi eu sunt absolut convinsă că în Emirate și sau să-mi danseze, undeva pe acolo, sigur găsești așa ceva. Femeile alea frumoase, voluptoase și să-mi cânt. Auzi, apropo de asta, apropo de asta. Să-mi danseze, am ai avut ceva femei la vârsta ta, da? La viața ta, pardon. Cele și mai puține, zi. Dar cele mai de calitate. Stai puțin, tăl. Și naționalități, în afară de românce? Cele mai puține, dar cele mai de calitate. Am înțeles asta, dar în afară de românce și alte naționalități? Rusoaicele. Nu dădeam seama, pentru că din onomatopee nu-ți dai seama dacă vorbești ce limbă vorbești. Am înțeles, deci ele vorbesc numai limba dragostei și atât. Sunt onomatopee. Și nici nu le-ai întrebat, cum le cheamă? Întrebe buletinul. Italiancă, ceva. No, pe italiancă am vrut să văd. Vreau să-mi faci descriere, care sunt mai bune, care sunt mai focoase. Cele mai bune femei din lume sunt româncele. Ca dovadă, italienii stau pe capul nostru de atâția ani de zile. Mari actori de la Hollywood spun, româncele sunt cele mai frumoase, zice, toată lumea zune. Noi avut doar româncele, ai avut tu. Hai să spui, cele mai frumoase. Dar bine, dar tu ai avut doar româncele. Am avut și eu o tentativă cu italiancă și m-am spăcălit. Atât. Nu, hai de zi. Nici o rusoaică. Hai că acum povestești de turcoaica aia, de pe stadion. Nu știu, te întreb, așa. Dar de unde știi tu? Nu știu, te întreb, așa. Ai văzut că e prietenul meu? Nu vorbeam decât în limba dragostei și nu spuneam. Deci nu vrei să-mi spui? Nu știu. Care-s mai nu bune? Știu. Ce mai bune sunt... Păi vreau să spun cele mai bune sunt româncele. Și româncele, ele-s mai bune amante sau soții?
Grea întrebare. Eu nu pot să te ajut că nu am cele mai bune sunt... Dar poate ai fost cu vreuna care era măritată. Nu, eu nu mă pricep la așa ceva. Ei, nu! Se vede în ochișorii tăi că minți acum. Eu? N-ai spus, mă, că te-a sunat Georgiana. Cum este? Eu, cum el nu întreabă de ce e naționalitatea, ești, eu nu întreb dacă e maritată, s-ar putea, nu știu. Deci acum... ele nu vin cu actele când vin la noi. Am înțeles. Să ne spună, eu sunt cu tare, sunt maritată. Ele doar vă cad în brațe și atât. Nu știu dacă ne cad. La mine nu mă cade niciodată. Cum mai e, măi, cu chestia asta, cu un bărbat să cucerească o femeie, să-i aducă flori, să aștepte vreo o lună de zile până când... Dar nu mi-ai adus flori, mi-ai băgat deja direct căpșuna în gură. Tu. Păi da, sunt altfel de bărbați. Eu sunt cu fructele. Te-ai maturizat. Unii sunt cu legumele, eu sunt cu fructele. Eu sunt cu flori, cu mâncare. Ele cu florile, unii sunt cu florile, cu legumele, eu sunt cu fructele, da. Mamă. Mie îmi plac fructele. Să ți le ornez pe tot corpul tău. Așa, ai făcut chestia asta vreodată? Nu? Ai făcut? Nu, după emisiune o să fac. Nu, cu mine, nu cu mine, dacă ai făcut cu alta. Cu Iuliana, poftim. Ție ți-aș tu încă visai, nu? Ție ți-aș propune. Tu încă visai. Ca să fie veridic totul. Ah, ok, am înțeles. Deci dacă tot vorbim despre plăceri interzise între prieteni... Uite, termină Massimo, dăm toate la o parte, te întindem frumos. Știți ai ce n-ați spus voi? Știți fructe. Ce n-ați spus și voi? Și să-ți mănânc un kiwi, un merișor, o pară, o prună. Am înțeles. În anumite zone ale corpului. Vai de cap. De pe anumite zone ale corpului. Sună foarte incitant. Dar... voi, da, întrebare. Okay, vreau să fac eu o întrebare. Nu te-am întrebat lucrul ăsta niciodată. Yeah. Dar s-a întâmplat o îndrată în viața ta, după că ai cucerit o femeie, te-ai simțit bine cu ea, așa. A început să-ți placă și în moment dat e ea că te-a părăsit pe tine și ea a plecat și te-a lăsat așa ca fraierul? Da. S-a întâmplat? Da. Așa, acum ești fratele meu aici să vin la tine. Ca și mie mi s-a întâmplat, știi, de asta mă întrebat. Eu recunosc. Și dacă vi s-a întâmplat chestia asta, cum v-ați simțit? Shit. Nasolă? La mine a fost foarte nasolă. Da? De ce? La mine și voi o faceți tot timpul cu femeile. Nu. Eu niciodată. Nu părăsesc. Eu n-am părăsit niciodată. Eu am fost părăsit. Un SMS poate? Niciodată nu părăsesc eu. Dar cum părăsiți voi? Eu sunt părăsit. Tot timpul. Dar cum părăsiți? Eu nu părăsesc, nu știu cum. Eu sunt foarte sincer. Eu tot timpul sunt sincer de la început. Dacă vreau doar o relație între ghilimele, nu știu, mai fizică, mai sexuală. Da. Îți spun direct. Nu mi-e rușine. Adică cum? Spun, uite, îmi place de tine. Nu jignesc, zic că îmi place de ea, că arată bine, că am o sentiment așa, dar în momentul de față vreau să-l cunosc mai bine și să văd dacă merită mai mult să e doar o relație sexuală. Deci nu îi chemi taxiul a doua zi de dimineață și zici, mami... Nu, îl cheamă singură, la 4 dimineața, gata, cheamă taxi. Deci nici măcar nu stă peste noapte la tine. Nu. Nu. Nu, de obicei nu. De obicei. De obicei. După se întâmplă exact când o persoană îți dă altceva, are un alt genul de sentiment care rămâne nu doar peste noapte, rămâne și a doua zi. Și măcar în momentul aia gătim împreună, mâncăm împreună, ne distrăm, ne uităm la un film, dar nu se întâmplă cu toate. Dar facem nu, noi filmul. Exact. Dar eu nu l-am niciodată m-am despărțit de ele în felul ăsta și e fără să zic nimica sau să dau afară din viața. Dă-mi un exemplu de despărțire care... ar fi ok și din punctul tău de vedere, dar și pentru ea, ca să nu o deranjeze, să nu o doară, să nu rămână cu ranchiune. Despărțire e ok când înainte de despărțire s-a vorbit clar. Că dacă există o relație clară de la început, unde se știe exact că mie îmi place de tine, eu nu vreau altă relație sau în momentul de față nu vreau relație, e ea ca lege, nu ești tu ca forțezi lucrurile. Scuză-mă, dar voi ați întâlnit vreodată o femeie cu care să aveți toate lucrurile clar stabilite de la început? Eu tot timpul. Și ea a rămas cu gândul că într-adevăr așa e rețeta și aia trebuie aplicată până la sfârșit? Eu așa am făcut tot timpul. Nu am mințit niciodată. Mamă, dar ce femeie ai găsit tu, măi? Că de obicei femeia uită de la mână până la gură, azi da, zice, sigur, eu pot să fiu cea mai bună prietena ta. Da. Hai să facem un wham bam, thank you ma'am. Da. Și a doua zi suntem prieteni. E, nu merge așa. A doua zi începe. Dar de ce nu mi-ai răspuns la telefon? Dar te-am văzut cu una, dar mi-a zis cineva că ai fost acolo. Asta se dar întâmplă. Pe mine de ce mă neglijezi? Dar se întâmplă, da? Se întâmplă și lucrurile astea. Și atunci le spui clar, uite, eu nu vreau să fiu deranjat sau eu nu consider că e momentul meu. Nu vreau să fiu deranjat. Da, nu vreau să fiu deranjat. Din ce în ce mai rău, Massimo. Dar scuze, dar eu spun adevărul în sensul că dar dacă adevărul tu tău doare, doare, au lume, doare, doare și pe mine. Pe mine mă doare să aud chestiile astea. Dar la mine, eu nu am suferit, asta zice Adrian. Deci se Adrian, din asta deci fii atent, Adrian, strânge din buze acum, zâmbește, are ceva în cap, dar nu știe dacă să spună sau nu. Nu, vreau să spun. Nu, îmi place, îl ascult pe Marco. Îți place? Îmi place că el are o ordine.
Adică, ordine și disciplină. Da, la el trebuie, e ca un contract. Da, exact, totul pare ca un contract. Totul pare ca un contract. Nu, da, la mine e totul la voia întâmplării. La voia întâmplării. Așa-mi place. Așa, totul bun. De fudră, să fie de fudră, de fudră, să se întâlnească, bun, să se întâmple. Și ce se întâmplă atunci când vrei să ieși din relația aia sau din nebunia aia? Când femeia vrea mai mult decât vrei tu să oferi, decât ești tu dispus să oferi. E mult mai ușor, pentru că totul fiind la... vorba celor de la Beatles. Tu ți-ai creat o astfel de reputație. Let it be, e liber. Sunt liber. Eu sunt o vacanță de bărbat pentru femeie. Tu ești niciodată tot timpul în vacanță. Ce fac? Unde? Ce să stai? Să liber. Să vină precum vin căprioarele la adăpat, la ora 5 în fiecare seară, la locul știut, într-o cutie umbroasă. Bine că mi-ai ridicat mingea la fileu. Aveți agenduțe de-astea? Nu pot să cred. Cu ce? Agenduțe. Știi, de Little Black Book. De Little Black. Aici, totul e aici. Știi, tu ora 5 așa, a doua zi ne întâlnim nu știu unde cu alta, Pentru că mie mi se întâmplă tot timpul. Eu sunt sclavul neprevăzutului. Așa am fost de când mi-a spus profesoara, mi-a spus mie, mă, tu ai să fii toată viața un fericit, pentru că ești sclavul neprevăzutului. Cea de chimie sau care? Cea de biologie? De astrologie. Parcă era astronomie. Astrele sunt favorabile și tot timpul tu n-ai să te plictisești și n-ai să plictisești la rândul tău pe nimeni. Deci n-aveți carnețelele. N-am agent, dar nu-mi trebuie agent. Pline cu numere de telefoane. Ai avut, uite, el a avut. Aveam 22 de ani, era o perioadă unde îmi plăcea să mă distrez și atâta. Și în momentul aia chiar am avut o agenda din asta cu foarte, foarte multe numere, nu? Și când aveai nevoie, apelai pe cine trebuia. Da, și sincer, recunosc, eu sunt, tu știi că eu și sunt foarte... Și pe lângă numerele de telefon aveai și bifate steluțe? Nu? Puneam steluțe, nu, asta nu, steluțe nu, dar mă dădeam seama... Asta țipă, asta urlă, asta e mută, asta e... Nu scriam detalii din asta, deja dacă oricum era... Oricum erau contractele făcute, exact, mai trebuie să scrie pe telefon, exact, la ele... Plus, dacă deja era în agenda, însemna că era... Era, că era bună, era, normal, era de păstrat. Ai de capul meu, deci nu-mi vine să cred. Doamne, ce aud aici. Doamne, ce te-ai băgat, Ana? Doamne, ce m-am băgat, da. E dificil cu bărbați, dar și bărbații au avut dificultăți. Nu, deci eu deja am pun semne de întrebare dacă eu îmi cunosc bărbatul. Deci pe bune, de 20 de ani cu același bărbat și stau și mă gândesc dacă eu îmi cunosc bărbatul. Pentru că stau de vorbă cu bărbații ăștia care sunt diferiți, după cum vedeți. El le are pe ale lui și le știe pe ale lui, el la fel e pe altă traiectorie. Dar într-un fel amândoi spun și gândesc la fel. Deci înseamnă că noi toți dacă am, dacă cu toții am făcut matematică, dacă X plus Y egal așa și nu știu deci ce, păi Z face același lucru, dar nu? Lucrul e foarte simplu. Dacă X plus Y egal Z, X egal Z. Așa. Femeia deci e mult mai inteligentă. Hai să fim serioși. Femeia e mult mai inteligentă. Dar, și la ce ne folosește, măi fraților, că ne păcăliți oricum? Că e foarte ușor să înțelegi un bărbat. E extrem de simplu, dar femeia de obicei este mai inteligentă. Este mai inteligentă. Dacă se concentrează un pic. Sunt ca un șalău de Dunăre, că de la Galați. Nu e. Ai, e altceva, e altă poveste. Nu, nu, nu mă păcăliți. În general, femei, dacă vor să înțeleagă un bărbat, nu trebuie să facă o efort mare. Pentru că, de obicei, plăcerile al bărbatului sunt tot aia. Să se distreze cu prietenii, să iasă de când în când, să bea ceva, să se uită la o fată și să stă de vorbă cu un prieten. Dar uite aia, uite cum e, uite cum arată, uite-te. A, e simplu. Bărbații au plăcerea aia când vede că, nu știu, eu așa cred. Bărbații, când văd că o femeie se dă la el sau se uită intens la el, bărbatul se simte și mai bărbat, te simte șmecher, știi? Și plăcerea aia deja ajunge. Mâncarea. Da, lasă că nu e rece. Uite, dar ce nu e, da, uite, am curățat, am luat toate scoicile. Ți-e foame? Nu, pe la ce gătește el, ce talent are. Am vorbit și despre dragoste, despre, și despre sex, da, despre femei, îți dai seama. Ai văzut ce am făcut pentru și merge și un par de vin ca să nu... Nu doar vin, uite, asta e un lucru foarte frumos. Așa se face la mine. A pus Selina în vin. Păi, așa e la casă. La voi aveți nevoie de Țelina. Și tu poți să dai o mușcătură aici, hai să vezi cum e să fii italian. Ce bine! Așa. Cât de tare mușcă! Ai văzut? Ai mușcătura bună. Pentru că vrea să fii italian. Și nu știi nimic? Încă n-am aflat nimic, da, exact. Încă mai avem timp. Cum e? Cum e? E bun? E da, Țelina înmuiată în vin roșu. Și piersici. Știi cum te înveți ăla? Da, sunt piersici. Cred că nu mai apuci fugit de emisiunii. Sunt piersici. Bună seara și bine m-a găsit. Ok. Este.
suntem la final, da. Dar uite aici, am un, ăsta nu este cadoul pe care mi l-a oferit Adrian, ci este ceva din partea, din partea telespectatorilor noștri. Pentru mine. Un test fulger, da. Trecem mai repede de el. Uite, îl vezi? Mamă, dacă e cadou. Nu, nu, nu. Un test fulger. Dar fii atent, vreau să fii sincer. Și dacă n-am nu ești, toată... și dacă nu ești, am aici martorul. Martor ocular, martor, de ce vrei tu? Martor, da? Fii atent. Pun întrebările de la telespectatori, ok? A fost bună, Țelina? E bună și acum. Te simți mai bine? Mai în putere, așa? Ok, fii atent. Fresh. Care e cel mai nebun loc în care ai făcut dragoste? Repede, ce? O munte. O iarbă. Tu vorbești serios? Cel mai nebun loc în care ai făcut dragoste este munte, pe munte? În vârf de munte? Nu-mi doresc și n-am reușit. N-ai făcut încă, da? Dar nu ai zis și tu în apă, în mare, în păi ceva? Păi aia face toată lumea. Dar pe munte să simți cum te gâdilă iarba proaspăt cosită, să miroase a fân așa și frumos, să vină și ursul să-l vezi. Și să vină și oaie pe la spate. Tu să nu te oprești. Dar ursul a trecut. Dar deci tu să nu te râde de mine, râde de mine. Măi, nu, sunt întrebările telespectatorilor. Aici ce serios. Aici ce vorbește serios. A venit ursul la tine. Da, bine, eram în cort. Tu vorbești serios? Da, cort cu, deci cort, în vârf de munte făceai cort, dragoste. 2000 de metri. Într-un cort, așa. Da, era cu geam. Așa. Și ursul venea că era foame. Și alt, sau a simțit, altul s-ar, s-ar fi oprit. Sau i-ar fi murit pasiunea. Bă, nimic. Eu când mă uitam la urs și zic, ce zici? Cine e mai șmecher, eu sau tu? Deci nu știu dacă adică să-l cred sau să... Dar mă, a fost, dacă spun, în 1983. Îți dai seama. Tu știi, da? E povestea asta? Așa, m-a povestit în 1983, odată. Vara, Scropoasa. Îl dau și locul. Hai mă, cele ce, ce tare e numele, Scropoasa. Îți dai seama ce a făcut. Super tare, la bun. Scropoasa din și Buceci. Cu cine erai, mai ții minte? Profesoara de astronomie. Ah, iară profesoara de astronomie. Ok, fii atent, a doua întrebare. Asta e, cred că mai degrabă e întrebarea pentru Massimo. Când te-ai vopsit prima oară și de ce? Massimo m-a vopsit. Așa, și? În joc reclamă. Și acum tot în reclame în joc și îmi trebuie... Massimo, dar el a venit la tine și te-a rugat să-l vopsești ca să pară mai tânăr sau pur și simplu reclamă? Nu, ideea este că el avea părul grizonat și în momentul aia mergea foarte tare George Clooney. Da. Și am lăsat așa grizonat, după care am avut de făcut o reclamă. Și el a zis, hai să mă vopsesc, hai să fac așa, că va arăta mai bine, ok. Și atunci am vopsit. Da, și depinde uite. În ce rol joc. Am înțeles, deci la tine nu este vorba despre vopsitul părului fața ca să pari mai macho fața. Di Carpaccio. Nu am trebuie. Nu. Mă ajută fața, deci, mă ajută dar atunci intelectul. De ce? Auzi, Massimo. Întrebare, eu sunt înnebunită după Richard Gere. L-ai vedea așa? Richard Gere, mie îmi place Richard Gere. Dar l-am făcut așa. M-am făcut. Ce ai spune dacă Diana, fiica ta, și-ar face un iubit de două ori mai bătrân ca ea, dar potent financiar? Niciodată n-am să mă pun. Dar ce-ar fi în sufletul tău? Ce ai simți? Hai, prima reacție. Uite, când vorbește Adrian, se deschide spoica. Ia vezi. Păi, când vorbește, dar să fie de bătrân. Nu aș accepta. Ia vezi. 60-70. Păi nu știu, deci n-ai accepta. 60-70, dar dacă e 40-50, merge. Potent financiar. Dar e potent financiar. Da, să o iubesc, asta mă interesează. Să o iubesc. Păi ce faci, mă, cu dragostea în ziua de azi? Că dragostea trece prin stomac. Da, și cum, n-avem noi și bucătari și stomac și ăsta, eu sunt. Dar dacă ar aduce la ușa ta și ar zice, tată, uite, m-am îndrăgostit de un băiat și el e sărac, sărac lipit pământului. Ce foarte fericit pentru ea. Nu. Ba da. Păi nu. Genul vostru. Iar distruge toate visele, toate speranțele, toate pentru dorințele e tata, ei. Păi tata nu e. Păi stai mă, dar tata nu o să fie tot timpul. Ba, o să fie Doamne tot timpul. Ferește, mă rog, Tom în sensul Jones, ăsta. Tina Turner sunt și au 70 ceva de ani. Eu de ce să nu fiu? Da, mă, dar la un moment dat, fata trebuie să stea pe picioarele ei, da? Păi, și cum, și vine cu un sărantoc acasă. Da, mă, dacă zice, e fericirea tata, ei și este iubire mare și frumos. Și... Eu adică, dau bani. Eu pot să spun lucrul ăsta. Adrian este un tată foarte, foarte, foarte bun. Pot să-l spun cu sinceritate și cu siguranță, pentru că am văzut niște lucruri pentru și chiar mă bucur. Fete mele și a băiatului și meu plătesc oricât. El pentru copiii lui sunt convins că aș face așa ceva, sunt convins. Ce parte a corpului îți place mai mult la Iuliana Marciuc? Glezna. Mai ales glezna când le vezi aici, așa. A? Sau? Băi, eu glezna o văd la locul ei. Okay. O văd și după aia nu știu, e filmul meu. Am înțeles, e filmul tău. Eu sunt regizorul. Ok, o femeie arată sexy atunci când poartă ce?
când e goală complet și poartă tocuri. Wow, ai un fetiș pentru tocuri, pentru stiletto? Da, pentru, ai văzut că eu am apreciat prima dată glezna. Ceea ce am apreciat și la tine dimineață, vede... când ne-am întâlnit, ți-am zis, uite ce glezne frumoase, înțeles, ce picioare frumoase ai, dar ce mulțumesc. Fine mulțumesc. Ai mulțumesc. De rasă. Asta okay. înseamnă să fii femeie de rasă. Mulțumesc mult de tot. Cel mai bun sfat amoros. Iubește, iubește, iubește. Eventual, mănâncă, roagă-te, dar iubește. Ca un film. Blondă, brunetă sau roșcată? Blondă sau brună, mie tot una, deopotrivă le iubesc. Adriane, ca mine, plăgesc. Eu nu pot să zic blondă, brunetă sau roșcată, oricum eu le schimb culoarele când vreau. Și melodia. Așa e Adrian. Super tare, eu pot să schimb culoarele când vreau. Da, talentul ascuns, dacă ai unul. Da, mă, eu știu să te mângâi cu salcia. Păi zici tu, știu să te mângâi cu vorbele, cu, salcie, cu cântecul, cu ceva. De salcie. Așa. Și pe tu? Corpul ud. Eu nu am talenturi ascunse, eu sunt așa deschis. Să te și bat cu crenguța de sal, puțin așa. A, ești puțin sadomasă. Puțin. Ok. De câte ori faci dragoste pe săptămână? De câte ori vreau. Da, așa. Nu e o numărătoare, că nu suntem la competiție. Da, dar la fete cred că nu știu, mă, numerele contează. Să joace la 6 din 49. Nu neapărat mărimea, cât da. Numerele contează. Dacă contează să joace la 6 din 49, vedea ta și în vitrină la loto. Ok. Câți bani ai câștigat din muzică și ce ai făcut cu ei? Am distrat toată viața. Nu mai știu numărul lor. Nu mai știi? Am distrat toată viața. Ai trecut de 1 milion? Nu de lei. 1 milion de ce? Nu de lei. De euro. Dacă, euro, na. Hai dolari, că-s mai dacă puțin. Dacă aș avea contabil euro. Să-i contabilizeze, probabil. N-ai contabil? Toți banii sunt la negru. Am, dar nu... Știu cum îi iau așa și dau tot timpul. Am înțeles. Există dări, okay. Noi, bănci. Așa nu ai durere de cap. Așa nu mai am durere de cap. Să se gândească. Ultima întrebare. Epilat sau păros? Epilat. Ce păcat. Mă așteptam să zici păros. Ești o decepție. Epilat, pentru mine. Mie îmi plac păroșii. Auzi, la vezi. Fotbal. Dar nu epilat peste tot. La picioare. Că fotbaliștii, ni se fac foarte multe poze publicitare și când jucăm fotbal cu național artiștilor, se vadă lumea, piciorul bronzat dat cu o cremă. Da, așa, cu mușchi din aia, știi. Cu mușchi, să vă duci mai bine la sală, lucrați. Okay, dacă se vede părul, nu mai se vede musculatura. Uite cine trebuie să lucreze pentru mușchi și cine naște așa. Și cine deja, se naște așa, bărbos, sala, cu plete, cu nu știu ce, are același succes ca și tine. Massimo, asta a fost testul telespectatorilor. Eu zic că a trecut cu brio de Adrian. Deci dă-ne de mâncare, că te-am lăudat. Vezi că nu știu ce te așteaptă, fii atent. Deci așa. Noi vrem să mai avem un test pentru tine. Este testul lui Massimo pe care o să-l joc eu pentru tine sau cu tine. Da? Ok? Dar trebuie să te lași pe mâna mea și să ai încredere de plină și am să te rog ai să... Ai încredere? Da? Ai încredere? Dar în mine? Nu-mi dai să mănânc tiperat. Dar în mine? Ai încredere? Nu. Nu? Nu te cunosc. Hai, uite-te în ochii mei. Mă uit, ești alunecoasă precum mine. Ne-am găsit. Vreau să te leg la ochi. Păi știu, mă, să-mi dai să mănânc de astea piperate, da? Nu vreau. Nu. Hai piperate. Să mănânc ceva că-mi ție la. Nu, cum piperate? Ce ai? Cum să-ți dăm piperate? Da, mă, nu Doamne, vreau. Doamne, ferește. Vreau să mănânc ceva. Unde te duci? De ce? Unde alergi? Mai vorbim ceva? E bun? Da, da. Hai. Vă mulțumim, gătește maximă, senzațional, vă iubim, vă așteptăm ediția următoare. Bravo. Stai puțin, că nu merge așa, nu merge așa, vino aici, vino aici. Vino aici, stai. Sunt aici. Bravo. Băi, pupă-l, mă, că e da, bun. Da, da, fii atent. Pupă-l, stai, astea, nu pune în gură. Ia vezi. Nu pot, laptea nu pot, n-am putut de când eram mic, nu pot. Ești ca mine? Nu ești pot așa? Îmi vine rău. Atunci îți dau acela. O gură doar pentru nu noi. Nu pot, nu poate, are o problemă, serios. Să știi că e înțeleg, îmi gata, am aflat ceva despre tine. Nu suport laptele. E ca mine, eu am același problemă, da. Deci uitați-vă ce a făcut Massimo aici, uitați-vă, da? Hai să scoatem. Deci ce sunt? Sunt vongole. Vongole cu paste, se numesc trofie, usturoi, și în loc de vin alb am folosit țuica, cum se spune? Palincă. E bun? Ți-a plăcut cu noi? Mult, de tot. Ai mai vrea cu noi trei încă o dată? Cu voi doi, nu cu noi trei. Cu noi trei. Eu cu voi doi. Da. Cum vrei să o iei? Tu cu noi doi, noi trei împreună. Zi. Zi. Da, aici ai rujul? Da. Avem promisiunea că facem toți trei împreună din nou? Auzi? Asta, într-adevăr, este o plăcere interzisă. Vă super! Mulțumim și vă pupăm! Cu drag! Și acum haideți la mama! Aia mă bagă bătul, Massimo!
S-a vrăcit. Okay. Bă, da, bune. Poți să-l încălzești un pic? Da. Da. Bagă-l aici. Eu n-am mâncat așa ceva niciodată.